găsit! Ne aflăm sub auspiciile unei conjuncții între Venus și Marte în zodia Capricorn, o conjuncție destul de rară și favorabilă care se va resimți până în luna martie. Planeta iubirii și planeta pasiunii, femininul și masculinul, se unesc sub energia pragmatică a Capricornului, iar acest aspect ne aduce responsabilitate în dragoste și maturitate afectivă, dar și succes financiar și realizări profesionale. Berbecii au ocazia să se afirme și să se bucure de succes în carieră, implicit să-și crească veniturile. În cuplu se pun bazele unui viitor comun, o relație se poate oficializa, iar cei singuri pot începe o poveste de iubire matură și de lungă durată. Taurii capătă o înțelepciune sentimentală aparte și aceasta poate veni în urma schimbării unor principii de viață. Nativii conștientizează și își lămuresc niște experiențe trăite, astfel încât dau un nou sens actualei relații. Sunt și taurii care încep o poveste nouă, pornind de la cu totul alte convingeri decât cele de până acum. Pentru gemeni se deschid două mari direcții. Una este bazată pe zona financiară, partaje sau investiții alături de partener, în timp ce alta este bazată pe sectorul intim. Pot lua naștere pasiuni intense, iar în cuplu se poate alunga monotonia instalată. Cei care pierd ceva în această perioadă se pot regenera destul de ușor. Racii se pot îndrăgosti și pot începe relații de lungă durată. Cei care sunt deja partea unui cuplu reușesc să-și evalueze și consolideze legătura, să-și stabilizeze sentimentele și să facă planuri de viitor alături de partener. Se poate oficializa o relație, iar profesional pot semna un contract. Leii au o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional. Pe de o parte, își eficientizează munca și au spor în toate activitățile întreprinse, iar pe de altă parte, câștigă aprecierile celor cu care lucrează. Muncesc cu mai mult drag și nativii singuri pot fi atrași de un coleg. Fecioarele se bucură de această conjuncție Venus-Marte chiar în sectorul iubirii. Se pot îndrăgosti în această perioadă și se pot pune pe primul loc. Vor face mai mult ceea ce le place și le bucură sufletul. Pot înflori grație unei pasiuni sau unui hobby, iar cei care își doresc copii pot deveni părinți. Balanțele își regăsesc liniștea interioară și pun mai mult preț pe ideea de cămin și familie. Sunt nativi care își consolidează poziția în fața celor dragi și nativi care se mută cu partenerul. Sunt și balanțe care își pot cumpăra o casă în această perioadă. Și scorpionii au mari șanse de a intra într-o relație, iar cei care sunt deja partea unui cuplu pot purta discuții importante cu partenerul și pot lua decizii de viitor privind viața în doi. Este un aspect benefic negocierilor și acordurilor, obținerii avizelor și aprobărilor. Săgetătorii știu să se pună în valoare profesional pentru a se bucura de câștiguri mai mari. Se pot folosi de talentele lor pentru a-și crește veniturile și găsesc rezolvări financiare la problemele avute. Sentimental, pot cheltui mai mult pentru a cuceri pe cineva sau pot fi atrași de o persoană cu care desfășoară activități comune. Capricornii sunt gazda conjuncției Venus-Marte, iar aspectul le cere, fără doar și poate, să se iubească mai mult pe ei înșiși și să aibă mai multă încredere în ei. Sunt energici, spontani, carismatici și dornici de iubire și își vor manifesta sentimentele cu mai mult patos ca niciodată. Vărsătorii trec printr-o perioadă de vindecare sufletească și pot profita de acest context astrologic pentru a depăși trecutul. Lasă în spate traume, suferințe, speranțe de șarte și frici. Pe de altă parte, pot afla secrete, pot descoperi jocuri de culise și pot ieși dintr-un context toxic. Peștii se bucură de popularitate și de sprijin neașteptat venit din partea prietenilor. De altfel, cei singuri se pot îndrăgosti de cineva din anturaj, pot avea succes cu un proiect și au șanse mari să-și materializeze ideile și planurile făcute. Dragii mei, atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!